Duminică 16 octombrie, în capătul esplanadei din zona Valea municipiului Pașcani, va avea loc o nouă ediție a evenimentului Armonii de Toamnă. Producători locali din oraș și suburbii, dar și din localitățile din apropiere, își vor expune spre vânzare propriile produse. Duminică invit toți pășcănenii în zona Vale, pe esplanadă, unde, așa cum au fost obișnuiți, vom organiza armoniile de toamnă. Vor veni producători agricoli din zonele înconjurătoare, din boateurile din împrejurul Pașcanului, chiar și din Pașcani vom avea producători. În ceea ce privește spectacolul, de această dată sunt așteptate fetele din Botoșani și Mihaela Gurău, precizează viceprimarul municipiului Cristian Rățoi. Când în șepad râie și chiui vrei și nu le poți opri, tiririririla. Îi așa smoldoveni și litari, iuți le zgurile. Am pregătit și un spectacol. La spectacol vor veni pentru a încânta pe pășcănini fetele de la Botoșani și Mihaela Gurău, soliști de muzică populară. Vom avea și ansamblu Siretu, vom avea și talente locale. Cred că va fi o activitate pe care e păcat să o ratăm. Eu îi voi aștepta acolo, în mijlocul oamenilor, voi sta și îi aștept să participe alături de noi. Am vorbit și pentru să vină cu produse tradiționale, cu exact cum se face un festival al toamnei, așa ca lume. Bineînțeles că de la an la an se mai poate îmbunătăți. Vom vedea încet, încet, vedem ce este greșit, ce se mai poate face și să fie un moment plăcut pentru pășcănii. Pentru ca evenimentul să se desfășoare în bune condiții, Poliția Locală Pașcani a anunțat restricții de sâmbătă și duminică 15-16 octombrie în zona parcării din fața blocului D12 din apropierea scenei unde se va desfășura spectacolul. Manifestarea este organizată de Primăria Municipiului Pașcani și Direcția pentru Agricultură Județeană Iași.